ești o persoană intenționată și știi foarte bine ce vrei să obții în viață. Cu toate acestea, latura competitivă a naturii tale este foarte atenuată de tactul și spiritul de cooperare. Optimistă și veselă, ești înzestrată cu o credință inspirată de propria ta infailibilitate. Uneori poți părea excentrică, dar întotdeauna prietenoasă și înțelegătoare cu problemele altora. În ciuda unui stil de viață activ, reușești să-ți găsești timp pentru divertisment, comunicare și satisfacerea intereselor culturale și artistice. Bucuriile, întristările, norocul și dezamăgirea, de regulă, sunt de o importanță deosebită pentru tine, iar tu le experimentezi mult mai profund și mai sensibil decât oricine altcineva. Acest lucru oferă celorlalți un motiv de a crede că tu însă-ți creezi stres și probleme inutile. O asemenea opinie poate fi întâmplător, în întregime justificată, având în vedere emoționalitatea ta crescută. Grijile constante pentru relațiile personale dificile cu alte persoane, desigur, adaugă vieții tale deja dificilă o atmosferă de incertitudine și nesiguranță. În ciuda faptului că situațiile de viață se dezvoltă rar în favoarea ta, într-un mod complet de neînțeles, reușești să rămâi la suprafață și chiar să faci lucruri practic imposibili. De exemplu, ești perfect capabilă să-ți structurezi într-un fel viața, să aduci ordine și precizie în ea. De multe ori trebuie să te ocupi de probleme de carieră, care sunt de obicei cauzate de emoționalitatea ta crescută, ceea ce face dificilă comunicarea cu superiorii și colegii. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: prudență, disciplină, determinare, acuratețe, claritate, devotament, capacitate de conducere. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Tu nu ești ca alți reprezentanți ai zodiei. Pentru tine, interesele primare pot fi nu propriile interese, ci interesele familiei, grupului social și afacerilor. Ești încrezătoare în sine, ambițioasă. Doar o explozie nucleară poate agita atitudinea ta pozitivă. Optimismul te ajută să-ți atingi obiectivele, să fii veselă. Tu găsești cu ușurință un limbaj comun cu alți oameni și ești chiar capabilă să câștigi respect,
Dar cu toate acestea, din anumite motive, provoci ostilitatea ascunsă cu mulți alții. De exemplu, găsește modalitatea de a critica pe cineva prea excesiv de diplomatic sau chiar lipsită de tact. O modalitate eficientă de a îmbunătăți situația ar putea fi recunoașterea anumitor tipare de comportament, studierea și procesarea acestora pentru a evita repetarea viitoare a acțiunilor care nu aduc rezultatul necesar. În acest fel, ți-ai putea crește rata de noroc și să previi apariția unei mizerii în viața ta. Ai dezvoltat intuiția și poți chiar avea unele abilități psihice, poți vedea și reacționa în consecință la acele evenimente care pentru alții nu au avut loc încă. Știind acest lucru, ar trebui să fii mai tolerantă, să nu-ți arăți niciodată iritarea și să nu-ți pierzi niciodată interesul activ față de oameni. Ai de asemenea un anumit magnetism care atrage alte persoane, adesea în sens sexual, dar din păcate, nu întotdeauna potențialii parteneri sunt potriviți din punctul de vedere al unei relații serioase pe termen lung. De regulă, astfel de cunoscuți duc la încă o dificultate atunci când devine necesară ruperea legăturii cu o persoană care a greșit pentru prima dată, dar este singurul mesager al sorții. Te poți specializa într-un anumit domeniu, adesea tehnic, și atingi culmile excelenței profesionale în el. În cazul în care, în același timp, reușești să faci față cu succes depresiilor tale, la care întâmplător ești mult mai predispusă decât alte persoane, și a iritabilității, pentru a nu permite emoțiilor să influențeze prea mult munca ta. Dar dacă nu reușești să fii obiectivă și încrezătoare în sine, riști să rămâi în autodezvoltare timp de mai mulți ani. În acest caz, munca ta va fi o rutină și o lipsă de inițiativă a îndeplinirii îndatoririlor obișnuite, împreună cu încercările de a nu-ți pierde independența și de a nu ridica un zid de neînțelegeri în jurul tău, ceea ce se întâmplă destul de des. Sarcina ta este să înveți cum să faci față manifestărilor energiei negative și circumstanțelor adverse. Dacă nu practici perspective mai optimiste asupra vieții, vei risca să-ți creezi probleme. Pe de altă parte, fiind realistă și în același timp rămânând de deschisă tuturor posibilităților pe care soarta ți le oferă cu generozitate, poți fi deopotrivă capabilă să primești și să dai. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești stabilizatoare, ambițioasă, precaută. Ești ceva mai erotică și mai amoroasă decât bărbații acestui semn. Știi să te comporți ca o adevărată doamnă? Ești strict în respectarea decențelor externe și la prima vedere pari rece și impregnabilă, strictă și misterioasă, însă rar vei avea un vulcan de pasiuni. Farmecul tău este misterios și ambigu și în primul rând are ca scop să te asiguri că bărbatul te cucerește, te caută, face eforturi. Cum afectează data de 24 decembrie soarta ta? Viața ta nu poate fi numită ușoară. Întâmpini fiecare eșec din calea ta cu emoții profunde, în ciuda opiniei celor din jurul tău că îți creezi tu singur aceste neplăceri. Poate că, în lipsa emoțiilor pozitive, recurgi subconștientă la antipodul lor pentru a-ți reconstrui cel puțin viața. Cu toate acestea, situațiile stresante frecvente introduc un sentiment de incertitudine și frică în sufletul tău. Deși în viața ta trebuie să depășești multe dificultăți, reușești să rămâi la marginea lor, iar ceea ce părea complet imposibil, reușești să finalizezi cu destul succes. Datorită tendinței tale excesive de a-ți exprima propriile sentimente, de multe ori te confrunți cu complicații în relațiile lor cu șefii și colegii. Poți menține cu ușurință o conversație pe orice subiect, dar subtextul critic al evaluării tale asupra altor persoane provoacă o reacție negativă în rândul interlocutorilor. Tu poți arăta chiar abilități supranaturale și capacitatea de a prezice evenimentele viitoare. Ai un al șaselea simț care nu dă greș niciodată. Drept urmare, tu încerci din timp să iei măsuri împotriva cataclismelor iminente, ceea ce îi determină pe ceilalți să te înțeleagă greșit. Ai un pronunțat apel senzual, atrăgându-i pe reprezentanții sexului opus, care însă la o examinare mai atentă,
se dovedesc a nu fi în totalitate în concordanță cu imaginea ideală a unui suflet aflat în dezvoltare. În activitățile tale profesionale, ai tendința de a te specializa de obicei în domeniul tehnic și obții un succes semnificativ. Trebuie să înveți să accepți loviturile soartei ca ceva inevitabil și să nu reacționezi prea brusc. Trebuie să ai măsuri pentru a elimina necazurile, dar nu le lăsa adânc în sufletul tău. Încearcă să găsești câteva aspecte pozitive în cele întâmplate. De asemenea, nu te poți autoconsola știind că oricum se vor întâmpla probleme. Trebuie să încerci să nu vezi răul unde nu este și să nu te aștepți la lovituri în orice moment. Aceste lucruri te poate scufunda într-o stare de spirit oprimat în care îți pierzi orice dorință de a face orice. Dragoste și compatibilitate. Ești influențat în mod constant de emoții. Relațiile interpersonale pentru tine sunt caracterizate de dificultăți și toate acestea nu fac decât să aducă incertitudine vieții tale deja dificile. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Știi clar ce vrei de la viață. Ești capabilă să concurezi cu rivalii mai puternici, dar diferi în capacitatea ta de a coopera. Munca în echipă nu te împovărează, te ajută să-ți îndeplinești sarcinile, să-ți atingi obiectivele. Ești binevoitoare, prietenoasă. Nu ești înclinată să intri în conflict pentru orice fleac. În litigiile grave, cauți întotdeauna o soluție constructivă, ești dispusă să faci compromisuri. Calea ta profesională este o serie de ascensiuni, coborâri, realizări și eșecuri. În primul rând te bucuri sincer de ascensiune. În al doilea rând te confrunți cu emoții foarte profunde. În astfel de momente, pierzi practic capacitatea de a lucra productiv și te împiedică să urci scara carierei. Ești salvată de determinare. Dacă dorești, poți face față oricăror dificultăți profesionale. Principalul lucru pentru tine nu este să renunți, ci să cauți noi modalități de rezolvare a problemelor apărute. Sănătate și boli. Inamicii tăi sunt emoțiile instabile. O schimbare bruscă a dispoziției ți este inerentă. Ar trebui să fii deosebită de atentă în ceea ce privește atracția către energie negativă. Emoțiile tale instabile duc adesea la dezvoltarea depresiei și a altor tendințe nedorite. Pentru a nu deveni o potențială victimă a celor răuvoitori, este important să cultivi încrederea în sine. Sfaturile calificate ajută adesea la evitarea necazurilor, dar nu ar trebui să abuzeze de meditație. Exercițiile fizice și o dietă echilibrată sunt esențiale pentru menținerea stabilității. Ți se recomandă în special dansurile, inclusiv în legătura cu aspectul lor social. În loc de restricții alimentare, ar trebui să-ți extinzi cunoștințele culinare pentru a-ți diversifica cât mai multe dietele. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură ușoară cu o dispoziție veselă. Se pare că radiezi energia bucuriei, lângă tine este confortabil și calm. Tu știi să apreciezi frumusețea acestei lumi, ești îngrijită, cultivată, tacticoasă, nu-ți place nepolitețea, trivialul în nicio manifestare. Ai în mod natural un mare potențial creator, poți avea succes în literatură, politică, știință. Ești fericită în căsătorie, casa ta este ca un castron plin,
Ai mulți prieteni pentru că atragi oamenii cu farmecul tău special. Sfaturi pentru tine. Tu consideri critica un instrument necesar autodezvoltării. Dar, criticându-i pe alții, rămâi departe de diplomație. Din această cauză, mulți oameni îți sunt ostili. Vrei să faci diferența? Critică cu mai multă tact. Nu repeta propriile greșeli, învață din experiența amară. Încearcă să utilizezi experiența negativă acumulată pentru a-ți corecta acțiunile ulterioare. Crede în tine, în autosuficiența ta, în faptul că ești capabilă de multe și meriți tot ce este mai bun. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al V3 familiei. Persoana care ți alege un cadou va trebui să folosească logica, nu emoțiile. Un cadou pentru tine nu trebuie să fie legată de muncă. Există capricorni, muncitori și există gospodine, colecționare etc. Dacă ești înregimentată într-o familie, atunci știi exact care este sensul vieții tale. Pe această bază se va alege un cadou, fără surprize și tombole. Conservatoare, nu le vei aprecia deloc. Dacă cineva nu știe ce să-ți ofere, bani sau un card cadou sunt binevenite și apreciate de tine. Nu apreciez flacuri. Pentru ca un prieten să acționeze în siguranță, este mai bine să te întrebe direct despre ceea ce dorești și îți va plăcea. Vei fi în stare să-i oferi o listă cu dorințele tale de a alege. Dacă ai deja o carieră, cel mai bun cadou pentru tine vor fi accesoriile de lucru care îți subliniază bunăstarea și statutul, un pix respectabil, accesorii de masă, ceasuri de perete scumpe etc. Pentru tine, ambalajele frumoase sunt la fel de importante ca darul în sine, deoarece ajută la crearea unei adevărate dispoziții festive. Tu iubești foarte mult ordine în lucruri. Vei ajunge la punctul în care cadoul primit te va ajuta să lupți împotriva dezordinii la locul de muncă sau acasă, fie că este un cufăr, recipiente de depozitare a alimentelor sau șifonier. Cu cât mai multă sertare și rafturi, cu atât mai bine. Vei găsi folos pentru toate. Mintea ta are nevoie de antrenament, motiv pentru care îți plac atât de mult jocurile de logică, mega crosswords, puzzle-uri complexe, și le vei aprecia. Un cadou extraordinar pentru tine va fi întotdeauna o carte serioasă publicată pe un subiect care te interesează sau un abonament la un cunoscut jurnal științific. Pentru tine, nu este atât de important ce fel de flori primești, ci cât de mult corespunde acest buchet momentului, data, întâlnirea de afaceri, ziua de naștere etc. Aniversare, atunci să fie trandafiri roșii uriași, de 8 martie, lalele sau narcisele. În general, buchetul potrivit și ambalajul potrivit. Iubești foarte mult tehnologia, pentru că te ajută atât în munca ta, cât și în lupta împotriva tulburărilor domestice. Tehnologia înaltă este punctul tău forte. Doar că aparatele electrocasnice, echipamentele pentru computer și orice gadgeturi de lux ar trebui să fie de o calitate excelentă, numai de la companii de top. Nu poate greși nimeni dacă ți dă un clasic. Bijuteria ideală pentru tine este una care nu se va demoda niciodată și cu care nu este păcat să mergi la recepția reginei Angliei. Nu trebuie să fie prea scumpă, dar trebuie să fie respectabilă și elegantă. În casa ta, precum și în capul tău rațional, trebuie să existe o ordine completă. Deci, un cadou de bun venit pentru tine sunt lucruri pentru organizarea tot ceea ce există în lume, un album pentru fotografii, cutii pentru bijuterii și lucrări de ac, o cutie pentru instrumente. În mod natural, într-un cadou, rusticitatea acestor articole ar trebui compensată prin designul lor elegant. Parfumul perfect pentru tine este aproape imperceptibil. Ar trebui să fie un miros scump și respectabil, dar atât de delicat încât să se ghicească doar prezența sa. Tu tratezi bibelourile ieftine nu bine și nici măcar indiferent, ci negativ. Acumulare de praf, gunoi inutil, este părerea ta cu privire la această problemă. Cu totul altceva este un mic lucru scump și elegant, care nu ți este rușine să-l arăți colegilor la locul de muncă ca semn al succesului și prosperității tale,
statuetă, brichetă, pictură. Vei fi întotdeauna fericită cu astfel de lucruri. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.